Astăzi vorbim despre cel mai prost pariu făcut vreodată, despre unul dintre cele mai proaste motive să intri în pușcărie și care e treaba cu pisicile și castraveții. Hai să-i dăm drumul. Nu pune niciodată un castravet în spatele pisicii tale. De ce? E bine pentru că este stresant pentru pisica să găsească obiecte noi în teritoriul ei și o poate lăsa marcată pentru zile întregi. Sau s-ar putea ca pisicilor să le fie frică de castravete pentru că seamănă cu un prădător din sărbăticie, poate un șarpe, și pisica să reacționeze din instinct. În 2002, Ted Roberts, un fost angajat NASA, a fost condamnat la 6 ani în închisoare federală după ce a furat roci lunare adunate din misiunea de aselenizare pe lună Apollo 11, pentru că el să poată face sex pe pietrele lunare cu prietena lui în ideea că fac sex pe lună. Arhitecții din Islanda au vrut să împingă aparența stâlpilor de curent mai mult decât simpla lor structură funcțională, așa că au creat un design numit Pământul Giganților. În esență, transformă stâlpii de curent în sculpturi cu o formă omenească. În ciuda faptului că aveau proba ADN a suspectului, poliția germană nu a putut condamna autorul unui jaf de bijuterii în valoare de 6.8 milioane de dolari, pentru că proba ADN aparținea unor gemeni identici și nu exista nicio dovadă care să dovedească care dintre ei era vinovatul. Un studiu condus de o companie de tricouri a arătat că cei ce poartă negru sunt văzuți ca fiind serioși și de încredere. Aproape 50% din femei și 64% din bărbați sunt de acord că negrul exprimă încredere. Deținuților japonezi condamnați la moarte nu li se spune data execuției, așa că îi se trezesc în fiecare zi întrebându-se dacă astăzi e ultima lor zi. Ți-ar lua mai mult de 10 ani să vezi toate pozele distribuite pe Snapchat doar în ultima oră. În 2015, un bărbat rus s-a îmbătat cu prietenii, a leșinat, toată lumea crezând că este mort, chiar și cei de pe ambulanță, care l-au dus la morgă declarându-l decedat. Însă bărbatul din Rusia a revenit la viață și primul lucru care l-a făcut a fost să plece să bea mai multă vodka. În 1986, pilotul soviet Alexander Kliukev a făcut un pariu cu copilotul său că poate ateriza avionul fără să se uite. Pariul a fost făcut și copilotul a acoperit geamurile carlinge cu perdele. Și avionul s-a prăbușit pe pista de aterizare, omorând 70 din 87 de pasageri. Studiile au sugerat că persoanele foarte inteligente des au un scris foarte urât pentru că creierul lor lucrează mai repede decât mâinile lor. Mark Spitz, de 9 ori campion olimpic, în glumă i-a spus antrenorului echipei ruse în 1972 că mustața lui îi crește viteza în apă pentru că deviază apa departe de gura sa. Anul următor, toți înotătorii ruși aveau mustață. În 2012, o femeie numită Rebecca Spigot din Dakota cu succes a vândut un chicken McNugget pe eBay pentru 8.100 de dolari pentru că se pare că arăta ca George Washington. În Germania medievală, cuplurile căsătorite puteau legal să-și rezolve certurile luptând într-un duel marital. Pentru a egala lupta, bărbatul trebuia să lupte dinăuntrul unei găuri cu o mână legată la spate. Femeia era liberă să se miște și înarmată cu un sac plin de pietre. Stresul îți omoară cu adevărat creierul. Studiile au arătat că dacă luni întregi o persoană este expusă stresului, neuronii creierului pot fi permanent distruși, afectând capabilitatea de a învăța, controlul impulsurilor, raționamentul și memoria. Merele provin original din Kazakhstan și merele sălbatice pot avea un gust de trandafir, căpșuni, popcorn și multe alte arome. Cartofii au aproape toți nutrienții de care oamenii au nevoie să supraviețuiască și pentru a dovedi asta, directorul executiv de la Comisia Cartofilor din Washington nu a mâncat altceva decât cartofi pentru 60 de zile și a fost perfect sănătos. Prostituția există printre pinguini și cimpanzei, raportată prima oară în 1998 de Fiona Hunter, ce studia modelul de împerechere al pinguinilor Adelie, când aceasta a observat că se prostituau pentru lucruri ca pietrele și mâncarea. Xiao Yun din China a fost dată dispărută timp de 10 ani și s-a presupus că este moartă, dar a fost găsită locuind într-un internet cafe. O fugară la vârsta de 14 ani, ea era bună la jocul Crossfire, așa că alți gameri o plăteau să se uite la ea cum se joacă. În tot acest timp, ea a dormit în internet cafe și își făcea baie în băile publice până să fie găsită la vârsta de 24 de ani. Această curiozitate probabil că nu o să vă placă. În medie, oamenii înghit jumătate de litru de urină când înoată într-o piscină publică. Purtând căști pentru o singură oră, numărul de bacterii din urechi crește de 700 de ori. Prieteni, nu uitați să vă abonați și ne auzim în următorul episod.